Federația Rusă aproape și-a dublat veniturile din vânzarea de combustibil fosil către Uniunea Europeană, în timpul celor două luni de război în Ucraina, beneficiind de creșterea prețurilor, chiar dacă volumele au fost reduse în urma sancțiunilor impuse de statele occidentale. Moscova a încasat aproximativ 62 de miliarde de euro din exporturile de petrol, gaze și cărbune, în două luni Germania fiind cel mai mare importator, relatează The Guardian. Pentru Uniunea Europeană, importurile au fost în valoare de aproximativ 44 de miliarde de euro în ultimele două luni, comparativ cu aproximativ 140 de miliarde de euro pentru întreg anul trecut, sau aproximativ 12 miliarde de euro pe lună. Chiar dacă exporturile din Rusia au fost reduse din cauza războiului și a sancțiunilor, supremația Moscovei în rolul de sursă de gaze a însemnat că întreruperea aprovizionării nu a cauzat decât creșterea prețurilor, care erau deja ridicate din cauza ofertei reduse, consecința a pandemiei de COVID-19. Germania a fost cel mai mare importator în ultimele două luni, în ciuda declarațiilor repetate ale guvernului că eliminarea dependenței de petrolul rus este o prioritate.